Salutare tuturor! Bine ați venit pe Jurnal Auto și astăzi avem un invitat, nu doar Kia, ci și un urmăritor al canalului. Salutare! El este Alin, proprietarul acestei Kia, care este o mașină care pe mine m-a impresionat încă de când am avut prim contact cu ea. Sincer, ăsta este primul contact cu o astfel de mașină și o să vorbim nu doar despre cum arată o astfel de mașină și o să vedeți la interior câte surprize plăcute are. O să fac eu o mică introducere și apoi o să-l las pe Alin să vorbească despre mașina lui și despre prețul cu care a cumpărat-o acum câțiva ani și comparați voi cu situația de astăzi de pe piața auto. Acesta este un Kia Ceed din a doua generație, dar este modelul cu facelift, fiind achiziționat în iunie 2017 și mașina însă și este fabricată în iunie 2017 și este dotată cu motorul de 1.4 pe benzină, aspirat de 100 de cai putere. Și dacă ați strâmba din nas la un asemenea motor, când vă va spune Alin cât a costat mașina asta și o să vedeți și câte dotări are, nu o să vă mai strâmbați. Haideți să lăsăm să vorbească. Spune-ne, Alin, cât ai dat pe mașina asta în 2017? Salutare, am luat mașina în iunie 2017 și prin programul Rabla 11.680 de euro și plus un voucher. Mașina a avut un preț de listă undeva pe la 16.000, dar fiind final de generație, am prins-o la un preț foarte, foarte bun. Cum a spus și Alex, mașina are un motor de 1.400 de cai, motorul de bază. Este dotată cu o cutie manuală cu 6 trepte. Ideea e că ca să fi luat un motor mai puternic, adică 1.6 GDI care ar fi urmat în gamă tot pe benzină, trebuia un buget cu 2.000 de euro, aproximativ 2.000 de euro mai mare. Și nu am găsit justificat acest lucru. Așa că am rămas pe acest motor. Este o echipare de bază, plus câteva dotări opționale. Dar o să vedem în continuare că echiparea de bază la Kia este mult mai bogată decât echiparea de bază la alte mărci. Deci 11.700 de euro aproape în 2017. Ce vă puteți lua acum cu 11.700 de euro? Abia ții un Logan și nici ăla măcar dotat. Nu dotat full și sub nicio formă cu atâtea dotări cât are mașina asta. Probabil că, sincer, nu m-am uitat cât ar fi o Kia Ceed acum, din a treia generație, dar nu mai este cu motor aspirat, este cu motor turbo. 120 de cai TGDI, dar într-o echipare similară cu aceleași dotări, undeva prin programul Rabla pe la 16.000-16.500 de euro cu TVA. Mașina este Euro 6, simplu, cu aproape 5.000 de euro mai scump acum și sincer, dacă o prindeți la 16.500 de euro, încă e un caz fericit, pentru că multe mașini în clasa compactă au sărit deja de 20.000 de euro. Ați văzut și noul Opel Astra L care pleacă de la 19.500 de euro cu motorul de 1.2 turbo și apoi tot trebuie să pui opțiuni pe el și o să sar bine de 25.000 după ce pui opțiuni. 11.700 și haideți să vedem și cum arată o astfel de mașină, iar apoi vom merge la interior înainte de a o conduce să vedeți câte dotări primea acum doar 5 ani pentru 11.700 de euro și nu doar atât, ci o să vedem și motivul pentru care românii ar trebui să înceteze să mai fugă de astfel de mașini, de mașinile coreene și să le dea mai multă atenție, pentru că îți oferă mult mai mult la bani mai puțini. Așa arată mașina. Ce avem aici jos, în bară, deasupra proiectoarelor, sunt luminile de zi și proiectoarele sunt cu lupă. O particularitate specifică Kiei este masca aceasta, numită și Tiger Nose, adică nas de tigru. Vedeți cum arată o mașină de 5 ani cu aproape 70.000 de kilometri, aproape că nici măcar nu are zgârieturi pe ea. Este o mașină care arată foarte bine și gândiți-vă de unde a plecat Kia, ce mașini făceau Kia și Hyundai, pentru că până la urmă sunt în același grup, la începutul anilor 2000, mașini de care mulți râdeau și uneori pe bună dreptate și iată cât au evoluat în doar, nu știu, n-aș putea spune 20 de ani, pentru că evoluția lor a început mult mai rapid. Cred că evoluția rapidă a început odată cu Kia Ceed din prima generație, care a fost lansată în 2006.
Mașina asta pe care o vedeți aici, în general Kia Ceed, este produsă exclusiv pentru piața europeană. Deci este un model desenat de Peter Schreier. Este un model european, chiar dacă este făcut de o marcă coreeană, este creat special pentru Europa și pentru gusturile europenilor și este fabricat în Slovacia. Lui Alin îi plac mașinile coreene și are și anvelope coreene care sunt făcute în Ungaria. Modelul vine cu anvelope de 195x65 R15. Merg și mai mari? Da, până la 17 inci, dar fiind varianta de bază, are anvelope pe 15, are și pachetul Eco Dynamics, adică start-stop și o transmisie un pic pentru un consum mai mic, cum ar fi la Volkswagen varianta Blue Motion. Și pentru că românii iubesc discurile pe spate, mașina vine cu discuri pe spate. Ok, fiind jantele de tablă acum, se văd mai greu, dar sunt discuri pe spate. Da? Că asta a devenit noua întrebare obsesivă a românilor. Are tamburi sau discuri? Are discuri. Da, vedem și aici pe spate Eco Dynamics. Așa arată din partea din spate mașina, dar un lucru care îmi place mult este faptul că nu are numărul de înmatriculare pe haion. Iar atunci când închizi portbagajul, nu ai acel sunet neplăcut de la suportul pentru numerele de înmatriculare. Și o să și vă arăt acum. Și e și plăcut sunetul la închidere. Nu avem evacuări false, cum se practică în ziua de astăzi. Avem o tobă care arată chiar bine, cel puțin evacuarea finală. Și pentru că țeamă de eșapamente pe partea dreaptă, înseamnă că și bușonul de alimentare, așa, cu carburant este pe partea stângă. Asta înseamnă mai puțin stat la coadă în stațiile de carburanți. Iar un aspect specific al modelelor Kia ar fi că în orice nivel de echipare, cu orice motorizare, are suspensie independentă pe spate, adică multilink, cum mai știu și... Și mașina asta însăși, deși are doar 100 de cai putere, are suspensie independentă pe puntea spate. Acum, pentru că în titlul videoului probabil o să vedeți numele Kia Ceed scris legat, aici îl avem cu apostrof, începând cu a treia generație, Kia a renunțat la acel apostrof. Asta așa, un detaliu pentru cei care au ochi de vulturi și vor să fie cârcotași. Și dacă tot suntem aici, haideți să vorbim și de portbagaj. Portbagajul are o capacitate de 380 de litri cu bancheta ridicată, iar cu bancheta rabatată, volumul ajunge la o capacitate de 1310 litri. Inclusiv șezutul banchetei, o să vedem, se ridică pentru a crea o suprafață perfect plană în caz că este nevoie. Avem cârlige de ancorare a plaselor cu cumpărături, avem roată de rezervă de dimensiuni reduse, dar este bine că o avem, a fost inclusă în echipare, adică nu a fost contracost. Nivelul, volumul portbagajului este la nivel de Volkswagen Golf, puțin peste Opel Astra cu 10 litri, ceva mai mare și decât al Ford Focus-ului, având, este în prima parte a clasamentului ca și volum din clasa compactă, ca și volum al portbagajului. O să vă arăt acum și cum se rabatează bancheta spate pentru a obține o suprafață plană. Așa. Și apoi de aici. Vedeți? Și aici avem un mâner. Vedeți acum că devine o suprafață complet plană împreună cu portbagajul, iar bancheta este fracționabilă 2 treimi, 60-40. Ăsta e bușonul rezervorului. Pe partea stângă, cum a spus și Alin, nu stai la coadă la benzinării, pentru că majoritatea sunt pe dreapta, dar scrie în engleză și în italiană. Nu știu de ce, în italiană. Mașina e făcută în Slovacia. Iar aici, pe partea asta, avem așa. Bineînțeles, engleză, franceză, italiană, arabă și, sincer, asta cred că e turcă. Sau avem limbi ceva mai din est. Aici chiar nu-mi dau seama, dar una din ele oricum este turcă.
Dacă vorbim de ușa din spate, haideți să vedem că o să mergem la interior, să vedem și cum se aude. Mi se pare un sunet destul de plin și îmi plac aceste mânere pentru că sunt destul de subțiri și foarte plăcut de deschis, foarte ușor. Am avut Ford Mondeo, aceleași mânere le găsiți și pe Focus 3, care este un concurent al acestui model. Și la mânerele alea erau cam groase, eu mă mai descurcam cu ele, dar gândiți-vă la femei care au mâinile mai mici și mai fine, că se chinuia cel puțin soția mea să pună mâna pe dita mai mânerul. Ăsta îmi place. Și acum mergem la interior. Aici la interior avem mai multe lucruri pozitive, chiar foarte pozitive, dar cea mai mare surpriză este probabil faptul că avem materiale moi pe ușa din spate. Ok, este doar aici, în partea superioară, aici avem plastic tare, dar calitativ. În schimb, nu știu dacă sunt alte mărci care au în această clasă, nu vorbim de cele premium în clasa compactă, vorbim de mașinile de volum care să aibă materiale moi pe ușa din spate. De obicei au doar în partea din față. Eu la Astra meu am plastic tare aici. Vă spun sigur că Focus 3 are și el plastic tare aici. Golf 8 are plastic tare aici. Și Golf 7 avea un plastic mai bun, dar nu atât de moale ca ăsta. Deci nici măcar Golf 7. Știm că a scăzut calitatea la Golf 8, dar aici materialele sunt mai bune și decât în Golf 7. Avem geamuri cu funcție auto. Iar buzunarele în uși au două compartimente, ceea ce este foarte fain. Și interesant, un mic detaliu, că ți arată aici că sunt pentru sticle și nu pentru pahare. Scaunul este deja pus pentru poziția mea de condus. Am 1,82 de metri înălțime, deci picioarele mele sunt destul de lunguiețe și iată cât spațiu încă mai am. Și ce îmi place aici este că și geamurile în spate sunt destul de mari și în general te simți aerisit. O altă surpriză plăcută este faptul că, să mă dau așa, tunelul central este foarte jos, aproape că nu există. Din nou, un lucru rar pe care îl vezi în general la monovolume și mai nou la mașini electrice din alte motive, ceea ce înseamnă că un al treilea pasager va sta destul de bine aici, încât poate să-și pună și picioarele, eu nu o să le pun să nu murdărez mașina. Și după cum vedeți, am 1,82. Deși stau pe locul din mijloc, încă am mult loc la cap, precum și la genunchi. Adică, pe locul ăsta ai putea îndura și un drum mediu la înălțimea mea. Dacă cineva mai scund, va putea sta chiar și la drum lung foarte bine, ceea ce este rar pentru un hatchback compact. Nu mai spun aici, locul la cap este uriaș, este mai înalt de o palmă și, în general, îmi place senzația asta de aerisit. Nu te simți claustrofob. Bravo, Kia! Primul lucru pe care l-am observat atunci când am urcat în față este acela că, din nou, ca și în spate, te simți foarte aerisit. O să vă vorbesc despre materiale, despre care e ambianța aici, apoi o să las pe Alin să vorbească despre dotările mașinii, pentru că fiind și mașina lui, poate să vă spună mult mai în detaliu lucrurile, pentru că mie mi-ar putea scăpa, pentru că eu petrec un timp limitat cu această mașină și unele lucruri îmi pot scăpa, dar e mai bine să le auziți direct de la proprietar. Îmi plac foarte mult și tetierele. Scaunele au un suport lateral destul de bun. În schimb, așa cum v-am spus, îmi place ambianța la mașină și deși avem un al treilea geam aici, el nu este atât de gros ca la Opelul meu Astra, de exemplu, și vizibilitatea nu este obturată, ci din contră chiar ajută. Materialele moi, până cam în zona aceasta. De aici în jos avem materiale ceva mai tari, dar calitative și calitatea la fabricație este bună. Nu mișcă nimic pe aici, lucrurile sunt închegate foarte bine. Și, bineînțeles, pe fața de ușă avem din nou materiale moi și plăcute la atingere, acest mâner de plastic la fel. Avem aici un material textil care poate în timp se poate toci sau murdări, dar ce să-i faci, asta este situația. Și îmi place că torpedoul, o să vă arăt mai de aproape și apoi, este foarte mare și refrigerat, o să revin cu detalii. Cotiera este și ea dintr-un material moale și plăcut la atingere. O să vă arăt puțin mai târziu și cât de adâncă este. Din păcate nu este
glisabilă și dacă stați cu scaunul puțin mai în față, nu o să aveți o poziție foarte confortabilă. Eu cum stau ceva mai în spate, eu mă simt bine. Ăsta este adevărul. Și cum se simte volanul în mână, ar zice mașina potrivită, nu? Se simte bine. Îmi place cum îl simți. Este un volan de piele. O să vorbim imediat și despre el. Și în general îmi place și parbrizul. Este mare. Te simți bine. Îl voi lăsa acum pe Alin să ne vorbească mai în detaliu despre dotările mașinii și îi voi da și microfonul. Bun. Despre dotări. Cum am zis, este o echipare de bază, dar a venit și cu câteva opționale după cum am configurat-o. Avem climă pe două zone, după cum se poate observa. Avem scaune încălzite. Aici se poate dezactiva controlul electronic al stabilității. Zona multimedia cu CD și aici jos avem și intrare auxiliar USB, priză de 12V și brichetă. În partea de sus, unde este plafoniera centrală, avem și suport de ochelari, care este și capitonat, pentru a nu se zgâria. Parasolarul incorporează și lumină pentru o mai bună luminozitate, așa. Se aprinde de aici, iar pentru a se stinge, doar las parasolarul și s-a stins și lumina. Asta înseamnă economie, tăiere de costuri într-un mod inteligent făcută de Kia. Revenim la dotări. Să punem și contactul. Am pilot automat cu tempomat sau limitator de viteză, Bluetooth. De aici controlez comenzile Bluetooth. Aici comenzile computerului de bord. Aici, un sistem de la Kia, pot selecta tăria direcției, confort, normal și sport. O să vedem și la proba de mers diferența dintre aceste moduri. Așa. Avem lumini automate, faruri automate, unde a venit această opțiune, a venit contra cost. Mașina este dotată, cum am zis și înainte, cu sistem start-stop, face parte din pachetul EcoDynamics, se poate dezactiva de aici. Eu îl folosesc, având în vedere că nu circul cu mașina la ore aglomerate, deci este ok, nu dăunează electromotorului, alternatorului. Și tot aici mai am și un buton pentru încălzirea în volan, nu știu dacă se vede. Pentru încălzirea în volan pe o singură treaptă. O dotare foarte bine venită, face parte din pachetul de iarnă alături de scaunele încălzite. Cutia este cu 6 trepte, 2 spații de depozitare. Cum i-am arătat și lui Alex, anumite componente vin comune Kia Hyundai, adică și la modelul i30 din același an de fabricație, multe componente se aseamănă. Se poate observa că, de exemplu, acest suport de pahare are incorporat numele Hyundai pe el. Cotiera este dintr-un material sintetic, adică dintr-un fel de mușama, așa, pentru a nu crea un grad mare de usură. Dacă era din material, să putea să se întâmple cum e cu fața de ușă, adică să uzeze mai mult. Și aici avem o cotieră destul de adâncă, undeva probabil la peste 30 de centimetri, vedeți cât îmi intră mâna, cu pâzlă pe fund pentru a nu dăuna obiectelor depozitate acolo. Avem și torpedou cu deschidere lentă, cu refrigerare, adică când este pornită instalația de climatizare, o parte din răcoare sau căldură vine și în torpedou pentru a încălzi sau răci într-o mai mică sau mai mare măsură băuturile depozitate în acest torpedou. Acolo mai avem ceasul, data, ușile dacă sunt deschise sau închise, temperatura exterioară,
un ecran care amintește de vechile modele Honda, Toyota din anii 2000. Bun, haideți să conducem SID-ul. Nu vă mai, adică pot să vă repet chestia că de mă simt aerisit, trebuie să mă obișnuiesc puțin cu ea. Ceea ce nu v-am arătat este că pedala vine, pedala de accelerație direct din ambreia, pardon, direct din podea și ți acoperă toată talpa piciorului. Ceva ce nu găsești la orice mașină în această clasă și care mie îmi place. Iată-l și pe frumoasa din pădurea adormită, Springul, de unde frumoasă, că nu-i frumoasă. Se simte confortabil la trecerea peste denivelări. La acest lucru, la partea de confort, ajută și roțile pe, cu diametru de 15 inci. Este, oferă o ușoară, mai diminuată stabilitate, dar ajută suspensia independentă. Dar în oraș, la ce drumuri avem în România, mai ales în București, linii de tramvai, denivelări și așa mai departe, roțile pe 15 își fac simțită prezența. Și îmi place la direcție că nu, adică e moale în sensul că e ușor de manevrat, dar în același timp nu simți foarte artificial. Sunt unele direcții unde ai impresia că dai cu volanul în gol. Atât de artificiale sunt. Ceea ce aici nu este cazul și dacă tot ne-a dat drumul la semafor, să vedem direcția, răspunde la cea mai mică mișcare. Simți tot timpul unde-s roțile. Și avem și un buton aici. Cum e, sportor? Un buton de reglare a tăriei direcției, normal, sport și confort. Sport cel mai tare, iar confort cel mai moale. Normal este un mod de mijloc. Eu în principiu merg pe confort în oraș, iar pe sport unde am un drum virajat, pentru a simți mai bine mașina. Și l-am apăsat și într-adevăr am simțit cum s-a întărit. Avem și un indicator care ți arată când se schimb treapta. La 90 de km pe oră se simte că e un motor pe benzină, pentru că ai zgomotul specific, dar compensează cu fiabilitate. Presupun că n-ai băgat niciun ban în ea, nu? Nu, doar revizii în cei 5 ani aproape de când o am și benzină, în rest nimic nu. Asta a fost și un motiv pentru care am ales un motor aspirat. Înainte am avut tot un motor aspirat și sunt fan al utilizării unui motor aspirat, adică accelerație liniară. Pot să merg destul de subturat atunci când vreau să scot un consum mai bun. Am o plajă de deturație foarte, foarte mare, adică undeva de pe la 1500 mașina începe să prindă viteză, într-o treaptă de viteză, așa, și pot să merg până la 6500 la intrarea în roșu. La astea aspirate n-ai turbolag. Da. Cum e? Știu că am mers cu, nu mai știu cu ce mașină, cu Ford Focus. Am mers cu Ford-ul Focus 1.0 turbo, obișnuind de la mașina mea 1.4 aspirat să bag piciorul în podea, a durat cât 2 secunde, să zic, maxim, până a răspuns motorul. Dar motorul a sunat mai mult ca un diesel. Asta e benzina aspirat pe cale de dispariție, nu mai găsești la multe modele în gamă, din păcate. Este un motor în 16 valve, 1.4 16 valve de deturație, cuplu nu are o valoare foarte mare, dar și intră în funcțiune undeva după 4000 de turații, până la turația de putere maximă undeva la 6000. Deci motorul răspunde cel mai bine în intervalul 4000-6000. Dar el începe să răspundă cam de pe la 3000. Eu depășirile făcându-le undeva după 3000 de turații. Și cuplul cât are? 134 de Nm. 134 de Nm are. Și 100 de cai. Cutia, cum am mai zis, este una relativ scurtă, gândită pentru drumuri naționale și drumuri în oraș, mediul urban. Mai puțin pentru autostradă, dar se descurcă și acolo. La puținele autostrăzi care există în România, face față cu brio.
Motorul ăsta e pentru cei care le plac să facă achiziții raționale și mai puțin emoționale. Și Kia Ceed, într-adevăr, este o mașină... Dacă te uiți la ea, nu-ți stârnește emoție, adică să fim serioși. Dar e o mașină pentru cei care cumpără cu cap. Și o să fii și câștigat cu asta. Gândiți-vă că avem un... O garanție de 7 ani, nu? Da, 7 ani. Deci mai am undeva la 2 ani jumate mai am garanție. Reviziile, evident, la reprezentanță pentru a menține garanția. Dar până acum am schimbat doar ulei plus consumabile, lichidul de frână se schimbă la 2 ani conform producătorului și bujiile sunt cu iridium. Asta înseamnă confort producătorului la 150.000 de kilometri se schimbă. Nu mai sunt din acelea normale. Sunt și mai performante acest tip de bujii. Oferă un mai bună aprindere motorului și mai rezistente când temperaturile sunt scăzute. Și gândiți-vă, mașina asta face 5 ani anul ăsta. Deci e o mașină, la vârsta asta unii încep să-și cumpere mașini SH. Și îți poți cumpăra o mașină ca asta, second hand, da, folosită, și încă mai ai garanție la ea. Majoritatea producătorilor oferă doar 3 ani. Da, 7 ani am la acest model sau 150.000 de kilometri. Dar știind de dinainte ce parcurs am anual, nu voi atinge pragul de 150.000 de kilometri. Am avut o accelerație mai puternică. Am dus în 4000. Ai zgomot, dar ai și putere. Și n-ai fum. Pentru că nu oriunde e fum, e și putere. Corect. Eu cel puțin nu sunt fan diesel. Prefer, mi-am asumat un consum cu un litru 2 mai mare decât un motor pe motorină. Diferența la achiziție atunci când am luat această mașină era undeva la 2200 de RON plus pentru un motor diesel. Astfel că nu am găsit justificat această diferență pentru mine, în cazul meu. Și vedeți, nu-i ceva neapărat greșit să-ți cumperi mașină pe bază de emoție, că trebuie să și placă ceea ce cumperi. Dar asta nu trebuie să excludă partea rațională niciodată. Pentru că apoi o să faci cum făceau cei cu Alfa Romeo pe vremuri. Că da, stau cu ea prin service toată ziua, dar uite cât e de frumoasă. Păi, felicitări, sigur, poate nu mai e cazul acum la altfele noi și poate că e și o exagerare, dar înțelegeți ce am vrut să scot în evidență cu lucrurile astea. Da, și am revenit în aglomerația tipic bucureșteană, unde un motor aspirat este cel mai potrivit din punctul meu de vedere în comparație cu un motor diesel. Nu avem turbo, nu avem EGR, nu avem filtru de particule, adică este un motor cu injecție multipunct, asta înseamnă că este pretabil și montării unei instalații pe gaz, poate pe viitor, nu exclud această opțiune, pentru deși mașina în cei 5 ani și aproape 70.000 de kilometri, consumurile depinde. Acum în mediul urban nu merg la ore de vârf, merg sâmbătă, duminică, atunci când am nevoie și uneori, da, în timpul săptămânii, dar mai rar, și scot undeva între 7,5 până la 8,5 în aglomerație, dar nu crunt, adică undeva o aglomerație medie, așa, și cu start-stop-ul activat. Dar mereu sistemul start-stop îl țin activat când nu este foarte aglomerat, adică mers bară la bară, nu câștig nimic. Conform informațiilor tehnice, un sistem start-stop este eficient când motorul este oprit mai mult de 25 de secunde. Pentru 2-3 secunde nu economisesc nimic, dimpotrivă afectez mai mult bateria. Bateria este și una specială montată pentru motorul acesta cu start-stop, undeva are 70 de amperi. Iar în afară, mergând mult pe ruta Slatina București, orașul natal, scot un consum undeva între 5,5 și 6,5, depinde de viteza de deplasare,
gradul de încărcare al automobilului și aglomerație, 5,5 într-un mediu ideal. Ceea ce e foarte puțin dacă reușești cu 5,5 la un motor pe benzină aspirat. Un consum bun, chiar și 6,5, mai ales că mașina până la urmă nu e una mică de oraș. Da, fiind un motor aspirat, de exemplu, în afară, unul dintre trucurile pe care le folosesc pentru a economisi, fac salt de trepte, adică știind cuplu unde este, depășirea o fac în trepte inferioare a 3-a, 4-a și după aceea sar direct a 5-a sau a 6-a, nu mai traversez toate treptele, pentru a face o economie așa, iar în al doilea rând, în localități sau unde viteza de deplasare este mai mică, pot să merg într-o treaptă superioară, nu afectează cu nimic motorul, o turație de 1500-2000 de ture, unde consumul este infim. Un alt lucru care îmi place la mașină este ergonomia. Pentru că acum și vedeți cât de ușor, gândiți-vă, eu stau la volan, da? Volan care chiar îmi place cum se simte. Uitați cât de ușor este să controlezi clima. Odată ce te înveți cu ea, nici măcar nu trebuie să-ți iei ochii de la drum, pentru că știi exact unde este butonul. Chiar și pentru pasageri. Și chiar și aceste butoane de unde reglezi unde să-ți vină la picioare, la față, la geam și așa mai departe. Avem și butoane pentru dezaburire special. Sunt foarte ergonomic puse aici la buza instalației de climatizare și dacă, de exemplu, tu conduci, e foarte ușor să ajungi la ele. Și ăsta este un mare plus, pentru că sunt alte mașini unde, sincer, ca să... Mai ales astea noi acum, care au totul pe sistemele alea cu touchscreen, pe software-urile alea, nu numai că l-ai pe touchscreen și trebuie să-ți iei ochii de la drum, mai rău e și faptul că trebuie să intri într-un meniu secundar ca să ajungi la climatizare. Și imaginați-vă asta în timp ce conduceți. Cât de periculos poate fi în momentul când conduceți mașina și ca să ții la siguranță, probabil că va trebui să tragi pe dreapta și să umbli în climatizare, ceea ce e o prostie. E o totală prostie. Aici nu e cazul. Și la fel, sistemul audio este și el foarte ușor de manevrat. Iar oglinzile electrice, din păcate nu se vadă în video, le ai aici în stânga, în spatele manetei de semnalizare, dar pe bord. Și sunt de asemenea foarte la îndemână, precum și acel mini ecran în stil Honda, care este orientat spre șofer. Fiind orientat spre șofer, automat ai un câmp vizual mult mai bun. Reviziile, dacă tot e în garanție, cât ajung? Reviziile, cel mai puțin am dat undeva la 600 de lei, cel mai mult 900 de lei. Reviziile mai scumpe au fost atunci când a fost necesară și schimbarea lichidului de frână. În rest, o revizie doar ulei și filtre, undeva la 600 de lei în reprezentanță. Ceea ce e un preț foarte bun pentru reprezentanță. Eu atât plătesc la serviciurile astea multimarcă, care nu sunt reprezentanțe. Da, ulei 5W30, 4 litri, iar filtre, cele patru filtre obișnuite. În rest, plăcuțele, discurile față-spate sunt încă originale, având în vedere că merg mai mult extraurban. Chiar la ultima revizie, în octombrie, mi-au zis că m-am viață rămas în plăcuțele față 50%. Am rămas foarte, foarte surprins. Probabil piesele sunt consumabile, acestea sunt de calitate. Un alt lucru, am avut și câteva mici incidente, cum se întâmplă în traficul bucureștean, pe partea de zgârieturi, de frecușuri, și mașina a fost revopsită și așa mai departe, retușată. Și am întrebat acolo în service și mi s-a spus așa, pentru curiozitatea mea, piesele vin destul de greu, adică dacă ar fi un far, un stop, o portieră, o oglindă, vin destul de greu. Dar lucrul ăsta e cu duș și întors. De exemplu, dacă la un brand nemțesc ar veni o piesă în 2 zile, 2 ore, ceva de genul ăsta, sunt și foarte mulți producători aftermarket, adică calitatea poate să varieze foarte mult. Dar la un producător corean, nefiind atâția producători, cum am spus, calitatea pieselor, mă gândesc că este una
mult, mult mai bună. Chiar, chiar voiam să te întreb ce ulei folosești și ai și zis, dar marca de ulei, până nu facem reclamă, ca pură curiozitate. Ce am văzut că îmi pun, îmi pun cei din service, Total Quartz. Este un ulei de bază, nu este un ulei prea... La cel un, motorul de 1.6 GDI cu injecție directă este un ulei puțin mai... mai scump, mai, mai pretențios. Dar pentru, pentru acest motor, nu. Este un motor care are deja în gama Kia o vechime de peste 15 ani. A fost montat inclusiv de la primul SID în 2006-2007, atunci când s-a lansat. Doar că a fost adaptat pentru ultimele norme de, de poluare. Euro 6, de la Euro 4 la Euro 6. Și ce mi-a plăcut că am mers mai devreme pe un drum mai rău, este că suspensia se află undeva la mijloc între rigidă și confortabilă și cred că asta ajută mult și la o stabilitate pe viraje. Nu plutește pe șosea, în sensul că nu e axată doar pe confort și nici nu e axată pe sportivitate ca altele, ci a încercat să le îmbine pe amândouă și asta e o chestie interesantă. Nu, pe viraje se simte destul de stabilă. Nu, eu n-am avut ocazia acum să văd, n-am avut un drum virajat, dar presupun că tu ai mers pe drumuri virajate cu ea. Da, cu siguranță ar ajuta jante ceva mai mari pe 16 sau pe 17. A ajutat în echipă și cu suspensie independentă, doar că am preferat, având în vedere drumurile din România, mai bine să menajez un pic partea de articulație de suspensie și să optez pentru niște roți ceva mai mici. Consumul am după această tură 7,8. A fost și ceva trafic și câteva accelerări mai puternice. Consumul acesta probabil cu siguranță va scădea dacă am fi mers mai mult, 50-100 de kilometri. Și acum am observat că frâna de mână e îmbrăcată în piele și cusută la 11.700 de euro. Și iată, ne ajungi la final. Legat de suspensie, că am spus mai devreme că este setată puțin pe modul de mijloc, că e puțin rigidă. Alin mi-a și spus după ce am condus mașina de ce, dar o să vă zic că el acum. Având în vedere pachetul Eco Dynamics, senzorul de presiune a fost setat pentru o valoare de 2,5 bar. Asta înseamnă că, da, cu prețul unui consum de carburant ceva mai mic, confortul este puțin mai scăzut. Deci de vină nu neapărat ar fi suspensie, ci presiunea foarte mare în pneuri. Da. Mașinile fără pachet Eco Dynamics au o presiune de 2,2 bar, ceea ce ajută, presupun că acele variante sunt ceva mai confortabile. Dar asta e. Pe autostradă sau extraurban, mai ales prin Ardeal, unde drumurile sunt foarte bune, nu am nicio problemă. Dar în acest oraș București este mai complicat. Dar cu atenție la linia de tramvai, la denivelări, am grijă de suspensie așa cum pot. Și acum ajungi la final, îmi place că mă uit pe rama de la numere și spune sloganul celor de la Kia, The Power to Surprise, puterea de a surprinde. Și sincer, pe mine m-a surprins. Mi-a surprins, plăcut foarte mult și dacă acum aș da timpul înapoi când eu mi-am luat mașina mea și aș fi avut contact cu mașina asta, în mod clar ar fi fost în top 3 pe lista mea, pentru că mă interesează spațiu și o achiziție rațională. Și să spuneți voi acum, o mașină din 2017, cu atât de multe dotări, cam cât ar credeți voi că valorează? Iată cât de multe primeați acum 5 ani pentru doar 11.700 de euro. Ok, cu rabla. Poate cu fără rabla unde ar fi fost? La 13.000. Totuși, 13.000 să primești atât de multe dotări și un motor fiabil și siguranță, 5 stele la euro în cap, și destul de mult spațiu. Ca să parafrazez pe alții mai cunoscuți, ce mai vrei, române?